Salutare, dragi prieteni! Astăzi, după cum ați văzut în video precedent, am făcut un cablu pentru diagnostică de gaz, pentru un tester pentru diagnostică de gaz. Astăzi, în video respectiv, am să vă fac cunoștință cu o parte din programele care le folosiți. Deci, după ce ați instalat driverul la cablul respectiv, aveți nevoie de un set de programe sau de o programă oricare. În dependență de sistema de GPL pe care o aveți. Aici avem, este sistema de gaz care se controlează pe stag. Asta este pe stag, chiar până aici. La mine fiind blocul pe stag, eu am încercat mai multe. Aici este digitronicul, King, LPG Tech, mai este Zenito. În principiu, toate aplicațiile respective puteți să le descărcați gratis. În video precedent aveți mai jos, în descriere, aveți de unde puteți să le descărcați, link-urile și așa mai departe. Și în principiu, haideți să vedem care este treaba ca să vă fac cunoștință. Interfețul la ei este la orice program aproximativ se aseamănă. Am să deschid pe stag. Acum am văzut o greșeală, pentru că nu s-a făcut conectarea la programă, nu am cablu pus, pentru că nu sunt lângă mașină. Da, este o problemă. În panoul de sus, în dependență de limba care aveți dumneavoastră, al treilea este limba. Aici putem să alegem. Avem poloneză, engleză, italiană, rusă, grecia și așa mai departe. Din păcate, limba română nu este. Eu o să merg pe limba de engleză. Acum spune că trebuie să pornească încă o dată, pentru ca să pună limba engleză. Dar văd că nu prea spornește. Ba da. Acum spune controller nu este. Ați văzut, a apărut o fereastră micuță unde arată că el caută. Și aici la port aveți autoconectare, connect și va mai apărea un punct port când va fi la dumneavoastră. Când veți intra în programă, veți avea asemenea. Nu înțeleg de ce. O secundă. Da, el așteaptă. Și încercăm alta. El așteaptă ca să conecteze cu controllerul, însă, din păcate, acum nu putem. Vedem dacă se primește. Cu asta, ca să văd introducerea. Da, o. Iată, asta e. Este versiunea 11, versiune care merge la stack 4, ISA 3 și așa mai departe, am spus. Deci când se deschide fereastra respectivă, ca să vedem, în partea dreaptă, sus, aici, aveți presiunea la gaz. Presiunea în sistemă de gaz, începând de la reductor până la injector. Aici este map sensorul. Pe partea stângă, unde scrie petrolul, aveți numărul de injectoare pe benzină și aia partea dreaptă, cu verde, aveți injectoarele pe gaz. Care sunt? Mai jos. Avem temperatura la gaz, care este în sistemă, și avem temperatura la reductor. Sau la evaporizator, cum se mai zice așa. Mai jos avem voltajul din lambda. El se detectează automat dacă este una sau două la dumneavoastră. Sau poate să nu fie deloc. Voltajul la baterie și rotațiile pe minut. Plus, avem cât de tare este greutatea pe motor, încărcarea lui. Și mai jos avem injectoarele pe gaz. Aici, în timp ce lucrează, noi putem să dăm click pe ele ca să observați. Dacă, de exemplu, se aude un țăcănit specific la sistemul de gaz, atunci deschidem programa și după ce s-a încălzit motorul, s-a pornit pe sistemul de gaz. Acum ele ar trebui să fie, când sunt pe gaz, sunt toate verzi. Acum, pe rând, luăm o stângem pe una, auzim motorul, tot așa mai departe, până când nu găsim care injector este defectat. Injectoarele se repară foarte ușor, doar că aveți nevoie de un instrument mai special. Astea să fie un video aparte. Acum, mai jos, aveți butonul, care îl aveți și în mașină, pentru schimbarea pe benzină și pe gaz. Acum spune că nu este pornit nimic. Și mergem mai departe la parametri. Parametrii mașinii. Numărul de cilindri, care este al dumneavoastră, 1, 2, 3. Numărul de bobine per cilindru. Poate fi un singur, la două sau bobină la patru cilindri, în dependență de motorul care îl aveți. Aici aveți signalul de la rotațiile motorului.
Și aici, dacă nu știți care este sigur, vă uitați la turometru, vă uitați aici, vedeți care sunt. Dacă nu coincide, atunci modificați cât aveți nevoie. Și aici mai aveți tipul de motor, dacă este simplu sau standard. Mai departe merge lambda, în dependență de care o aveți la dumneavoastră. Următorul este controlerul la gaz. Primul. Este temperatura la care mașina noastră, dacă s-a încălzit, a trecut pe gaz. Deci, dacă motorul a ajuns la o temperatură de 30 grade, atunci el trece pe gaz. Temperatura asta de 30 grade este bună pe timp de vară. Pe timp de iarnă, spune 35-40 de grade pentru ca să lucreze bine. 600 de rotații pe minut, 660 este... Dacă el ajunge mai jos de 660 motorul dumneavoastră, atunci el se trece pe benzină. Următoarea celulului, să zicem așa, este 3 secunde, asta e timpul de trecere. Timpul dintre care calculatorul oprește injectarea de benzină și trece treptat la cea de gaz. Așa, mai departe... Și putem spune când trecem înapoi la benzină, când temperatura la gaz este minim 0, rotațiile iarăși se selectă minim, presiunea maxim turație. Aici este o chestie foarte bună, că modificând această opțiune, putem să păstrăm mașina noastră, în dependență că dacă, de exemplu, noi ieșim la o depășire, turăm mașina mai mult, 4, 5 sau chiar 6.000, capacitatea de ardere a gazului este mai mare ca aceea benzinii și atunci noi putem să ardem supapele. De asta aici noi putem să punem 4.500, 5.000 sau chiar 4.000, în dependență de mașina pe care o aveți, în dependență de cât de turată este ea, de felul și așa mai departe. Aici putem să mai facem o chestie. Dacă, de exemplu, noi ieșim la o depășire și atunci apăsăm pedala până în podea, mașina noastră are o greutate de 100%. Și atunci noi putem spune că dacă mergem în stil econom, 50-60 prin oraș și când călcăm, apăsăm pedala ca să ieșim la o depășire, adică când ne dăm 100%, noi putem spune aici, să zicem, 80, da? Și când ajungem, când ieșim la depășire, am apăsat pedala și atunci în momentul acela trecem pe benzină. Nu merge, nu facem depășire pe gaz. Doar când trecem înapoi și mergem în stil normal, atunci el trece înapoi pe gaz. Și este un lucru bun, dar depinde. Adică aici fiecare cum dorește și cum are stilul lui de mers. Următoarea etapă este presiunea de eroare. Dacă în sistem este o presiune, o eroare de presiune mai mult de 300 de milisecunde, atunci apare o eroare. Semnalul acela care este la dumneavoastră la schimbător de pe benzină și pe gaz. Aici avem tipul de combustibil. LPG și CNG. Cum v-am spus în video precedent, când am făcut cablu, sunt două tipuri. Este propan și este butan. În deobsebi, toate cam aproximativ 90%, mai mult sunt pe 80-90% în dependență, sunt pe propan. Presiunea în sistemă operațională. Aici este o nuanță foarte importantă. Când facem autocalibrarea, care să ajungem mai departe, suma aceasta de aici trebuie să fie cu asta de aici, unde o avem noi. Când va fi presiunea minimă? Și minim presiunea care îi permiteți calculatorul ca să treacă pe benzin. În principiu, este trebuie să lăsați așa, nu e nicio problemă, dar să știți că presiunea din sistem de aici este influențat foarte mult și de filtrele pe care le aveți. Cât de des le-ați schimbat, să știți că gazul la gaz, tot trebuie de schimbat filtrele. Tipurile de injectoare. Aici trebuie să vă uitați, pur și simplu, că nu puteți să-l meriți. Deosebi cel mai ieftin, cel mai investit, este Valteco, dar mai sunt și multe, multe altele care, în dependență de cum vedeți. Principal, o să vă uitați după rezistență și așa mai departe. Senzorii, adică avem senzor de temperatură și senzor de la gaz de temperatură. Dacă astea nu le alegeți bine, în dependență de așa, iarăși puteți să vedeți în dependență ce vă arată pe
bord sau dacă aveți un pistol de măsurat temperatură, atunci puteți să vedeți. Independent dacă aici vă arată la temperatură că e 40 de grade și la dumneavoastră mașina e la 90 de grade sau la 88-89, atunci este o problemă în alegerea senzorului respectiv. Dar de obicei ele vin în dependență de kit. Următorul fil este ceva mai deosebit. Aici avem starturile de urgență, să zic așa. Noi putem să le activăm. Acum, ce înseamnă startul de urgență? De exemplu, da, s-a terminat benzina. Tastăm butonul, punem cheia în poziția 1, de fapt în 2, da? Apăsăm butonul ăsta, îl ținem vreo 20 de secunde, până aude un semnal specific și când va licări indicatorul respectiv și pornim mașina, chiar dacă este rece, noi o pornim pe gaz. Nu este recomandat pentru că se defectează injectoarele, dar asta este o sistemă de urgență. Aici noi putem să spunem, dacă îl activăm, putem să spunem de câte ori putem să pornim noi. În principiu, asta este o chestie care nu folosesc toți. De asemenea, vă recomand să mereu să aveți benzină în bac, în rezervor. Mai departe, următoarea celulă este presiunea. Dacă presiunea trece de 1,6 bar, atunci iarăși indicatorul nostru vă dă un semnal sonor și vizual, timp de o secundă, impuls la fiecare secundă. Dacă el fie peste o secundă, atunci el o să ne dă aici, așa mai departe. Aici putem selectăm durata de injectare când motorul este rece, iarăși este o setare care nu ar trebui să, mai întâi până învățați regulile de bază a programului, nu ar fi de recomandat ca să vă băgați aici. Mergem mai departe. Următoarea filă este autocalibrarea. Autocalibrarea ce înseamnă? Calculatorul singur își face autocalibrarea, formează, aici este așa, o mapă, de fapt în partea alta să fie o mapă, putem să analizăm, el singur dozează cantitatea de combustibil, dar când faceți chestia asta, nu uitați de presiunea de aici, să coincide asta de aici, cu parametrii de la gaz, iată de aici. Dacă aici să fie o presiune, el să fie aici altă presiune, atunci autocalibrarea nu o să fie cât de cât corectă. Pentru că autocalibrarea se face la relantiu, pe loc, după care se regulează. Ceea ce noi să facem alt video aparte, cum putem să regulăm mapa, pentru că aici avem o mapă, cum putem să o regulăm ca să ajungem la ideal. Ca să facem. După ce s-a făcut autocalibrarea, atunci noi deja vom avea, aici va fi două curbe, de fapt va fi mai întâi una, albastră va fi pe benzină, așa undeva trebuie să meargă. Independență de asta vom face un video aparte și verde va fi pe gaz. Ea screază, asta verde, după ce faceți autocalibrarea, nu va fi deloc vizibilă. Trebuie să mergeți oarecare 10-15 km cu mașina pentru ca ea să se desineze. După asta, noi punând diferite puncte pe graficile astea, atunci noi putem să îl modificăm mai sus, mai jos, cantitatea de combustibil. Asta vom face o temă aparte. Următorul punct care este, avem erorile. Ca orice calculator, el înregistrează erorile. Avem în celula respectivă, avem actualele erori, care ele sunt și persistă. Aici sunt erorile care au fost salvate. Mai jos, aici deja avem atențiile. Cu un simplu buton, noi putem să dăm ștergem erorile. Dacă erorile persistă, atunci noi avem o problemă. Sau dacă mai sunt. Dacă s-au șters, înseamnă că totul este ok, a fost o eroare, mă rog, se întâmplă voltajul sau presiunea la gaz sau independență care lucrări s-au făcut, dacă s-au făcut ceva lucrări. Următoarea este mapa, care am vorbit noi mai devreme. Este calibrarea sistemului de gaz manual după auz. Aici avem axa X și Y. Pe axa, să zicem noi așa, acuși. Pe axa X, noi avem timpul de injectare. Timpul de injectare nou ne-l arată și aici. Asta este pe benzină și asta este pe gaz. Dintre ele, cel pe benzină este mai mic cu 1 milisecundă față ca cel pe gaz. Adică ele diferă un pic. Și în dependență de asta, vom avea și aici este multiplicator. În dependență de asta, cât de încărcat este motorul, cu atât el se ridică în sus sau cât motorul merge repede sau încet sau
vom vorbi aparte tema asta. Astăzi vă voi face cunoștință doar cu programul, cum puteți lucra și cum puteți să vedeți. Aici la map putem să vedem, nu mi se deschide, asta este regularea vaporizatorului în dependență de temperatură și corectarea lui în procentaj. Gen aici avem 0 grade, el se va porni undeva de aici, la temperatura de 35 de grade sau 30, cum este la noi setat, el se deschide și aici noi putem spune ca să corectăm. De obicei, el trebuie să meargă în jos ca să fie cât mai corect. Am să vă arăt și cum puteți spune toate chestiile astea. Dar hai să vă arăt acum cum puteți spune că... Deci, după ce vom merge, vom avea o axă aici, una și a doua. În ideal, noi trebuie să le aducem cât de cât la minim față de cea benzină, de a benzinii. Click dreapta, adăugăm punctul, click dreapta, adăugăm punctul, click dreapta, adăugăm punctul. Click pe punct, săgeată în sus, în jos, stânga, dreapta, noi putem să modificăm și să ridicăm. Trecem la următoarea, iarăși ridicăm, modificăm ca să-l aducem în dependență de grafic. Cum modificăm linia respectivă, așa se modifică și la noi grafic cu linia verde. Aici mai avem și posibilitatea, tac, presiunea, temperatura de curba de corectare a temperaturii. Aici avem curba, vom avea curba presiunii și procentajul de corecție, el la noi fiind aici 0, nu va apărea. Noi putem să-l ridicăm, gen la presiune de cât procent să-l corectăm, să-i dăm în minus sau mai mult, în dependență de cât ne trebuie și nou. Astea sunt niște informații suplimentare de tip avansat, care noi să le învățăm pe parcurs în următoarele lecții. Aici este calibrarea rotațiilor, corecția, de exemplu, se folosește în special la cutiile automate, dar nu numai la cutiile automate, gen dacă se calibrează, noi calibrăm mașina pe cutiile prin relantiu, da, în parking, dacă este cutie automat. Dacă avem, când suntem la semafor, noi avem în drive, motorul este oricare putere pe el, adică el merge în greutate, și atunci noi avem nevoie, de exemplu, că la turațele de 500, de la 500, să mărim un pic, să mărim un pic numărul de concentrație care îl avem noi aici, la rotație 1, 2, 3 și așa mai departe. La mine ce nu merge, probabil că nu e conectat la calculator. Ok, în principiu am văzut, aici pot să-mi arăt o chestie, că avem și vizualizarea în stil 3D. Iată, noi avem în stil 3D. Aici avem timpul de injectare. Așa, asta e timpul de injectare la noi. Asta e multiplicatorul. Și iată, noi aici putem să, dacă vă uitați, așa, gen la 4 milisecunde de injectare. Deci, nu. Așa. Aici avem coeficientul, timpul de injectare și turațele. Și noi se face, dacă ne uităm în 2D, vom avea așa un indicator. 1 și al doilea. Am să vă arăt în altă parte, ca să vă fie mai comod pe exemplu normal. Următoarea este informații despre softul calculatorului, timpul și așa mai departe. Deci, jos veți avea conectarea, adică statutul dacă este conectat, versiunea softului și dacă este pornit sau nu este mașina pornită. Partea de sus avem porturile, iar așa și avem ferestrele care noi le avem în partea asta și sunt mult mai ușor. Al treilea este limba, care noi dorim să o avem. Aici este controllerul, adică calculatorul nostru. Eu dacă puneți la auto, el găsește singur. La mine este stack 300 ISA 2. Aici aveți opțiuni, cum să vă arăte graficul. După care aveți documentație. Dacă tăstați pe butonul respectiv, vă duce în mapa calculatorului, unde aveți documentația despre toate sistema de gaz. Așa, despre sistema de gaz.
Hai să deschidem una chiar asta, așa, ca să vedeți ce reprezintă. Aici aveți alte mai multe modalități. Și plus că mai aveți o instrucțiune care să vă învățați cum puteți să diagnosticați și să schimbați. Asta e reductorul, asta e vaporizatorul. Ca să schimbați, în principiu, introducerea în linii generale, ceea ce vă fac eu acum. Și ce înseamnă. Aici, la help, puteți să vedeți despre sistema de gaz. Dacă acum, când apăsați butonul ăsta, vă arăta o imagine cât timp a lucrat mașina pe benzină și cât pe gaz, ca să puteți face. Și despre asta deja vă arată softul sistemul respectiv. Aici aveți un buton foarte interesant. Asta este autocalibrarea. Autocalibrarea este o funcțiune nouă la programele noi care au apărut, care ne arată cât de bine, nu cât de bine, dar îndeplinind următorul șir de lucruri, nou ne arată cum putem să facem ca mașina, calculatorul singur să se adapteze în dependență de curba care avem noi pe mapă aici, a benzinii, să se autoadapteze, fiind foarte comod chestia asta. Asta vă face o temă aparte despre asta aparte și despre reglaj aparte. În principiu, acestea sunt introducere în programă, în program de pentru stag, dar ele nu diferă tare mult, acum ați văzut altă programă. Haideți să încercăm cu Digitronic. Are același interface, doar că denumirea, softul este altul, dar interface-ul este același. Hai, cușcă, se mișcă cam greu ușor. Da, ca ați văzut, este Digitronic, în principiu este aceleași chestii, aceleași aproape, aceleași setări, în independență de versiunea softului, aveți mai multe și mai multe opțiuni. Dacă e softul mai nou sau nu, sau este o chestie foarte interesantă, haideți să vă mai deschid încă unul, am deschis tot stag, dar vă deschid Zenit, haideți să zicem, da? Este diferență foarte mult. Oricum, orice modificare, înainte de a face o modificare, avem posibilitatea ca să salvăm setările. Înainte de a începe orice modificare, ca să nu greșiți, ca să nu faceți, ați conectat calculatorul. Haideți că asta nu merge. Dăm pe asta pe 11 ca să vă arăt pe stag, da? Ați conectat calculatorul. Salvați fișierul cu toate setările, îl salvați într-o mapă, îl păstrați, scrieți, de exemplu, data de astăzi, mașina mergea ok sau era cât de cât ok. După asta începeți să experimentați. După ce ați experimentat, ceva nu vă place sau nu ați înțeles, ați încărcat fișierul respectiv și s-au introdus toate datele din instalarea precedentă. Tak, așa, asta ne-a dat cum suntem conectați. Și atunci, salvăm. Și noi salvăm fișierul respectiv, da? De exemplu, eu am salvat pentru data de 13, înainte de a începe toate modificările. Acum, eu dacă ceva nu mi-se primește, deschid asta, o salvez. Dacă nu, o deschid, am salvat-o, da? Și acum o deschid și ar trebui să mi se încarce toate chestiile. Da, asta, deja s-a deschis altă programă. Așa, da. Și deja la mine s-a deschis toată informația despre mașină care este. Da, că injectoarele ValveTec, Type 330 și așa mai departe. Ca să vedeți care este treaba, nu este nimic complicat. Dacă vă percepți un pic, înseamnă că veți economisi foarte mulți bani și nervi și drumuri și timp pierdut, de obicei la ei stați în rând. Asta este un sistem de soft pentru Zenit. Este în limba română, este cu mult mai ușor. Aici ar aveți timp pe benzină, galerie de admisii, presiunea, temperatura. În principiu sunt aceeași chestii. Aveți autoreglare, presiunea pe bar și așa mai departe. Acestea sunt niște chestii simple care, de exemplu, da, în punctul respectiv, noi vrem să scadem cantitatea de combustibil la anumite perioade. Astea am să vă arăt aparte. Harta pe benzină, harta pe gaz, ștergem asta de benzină, ștergem asta de gaz, adică să faci alte chestii. Iarăși avem erori. Aici îmi spune 1, 2, 3. Cine, strategie, la asta avem strategie de combustibil, dacă vrem putere, dacă vrem economii și așa mai departe. Noi putem să facem multe chestii în chestia asta, în programul respectiv, să adaptăm automobilul la ceea ce ne trebuie și nou. Dacă noi avem nevoie de, să zicem, de putere, atunci noi putem să regulăm.
Aici văd că are deja prestabilit, însă noi am să vă arăt în stil mecanic, adică manual, cum se poate de modificat și de ajuns la cât de cât la o variantă mai normală. Cred că lecția de astăzi o încheiem, v-am făcut cunoștință cu interfeisul, în principiu el diferă, nu diferă tare mult de la unul la altul. Să încerc să vă deschid și alta, dar care mai sunt vreo două care deosebesc așa cât de cât între ele. Iată, de exemplu, PG Tech. Da, tot este o firmă, mai puțin vestită. Stagul este polonez. Italian la moment sunt scumpi, dar sunt bune, să știți lucrul ăsta. Dacă vreți să vă puneți. Iată aici, cum vedeți, e aceeași chestie, doar cu mai mulți setări. Datele despre automobil, setările. Și aici vă arat în principiu tot. Haideți să pun un pic în English, ca să fie mai comod. Și puteți vedea, adică în principiu fiecare program se bazează pe același principiu. Are calibrarea, are mapele care iarăși vă permite să modificați stânga, dreapta și așa mai departe. Adaptația, erorile și multe, multe alte chestii. Și, de exemplu, este demonstrat, numerată. Știam că era o programă care ne permitea ca să lucrăm în mod offline. Erorile, controller și așa mai departe. Adică sunt chestii simple, după ce vă obișnuiți, nu vă părea așa de greu. Eu am să încerc să vă arăt pe pași cum se poate de controlat și de făcut ca să economisezi și să, dacă vă place, să vă faceți mașină cum vă trebuiește vouă. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă urez o zi bună în continuare și până la noi întâlniri.